Hau, bă, dar în cardi, ce n-ai zis? Astăzi m-am hotărât să fac ceva mai interesant. Prima mea lucrare artistică, da. Prima mea lucrare artistică. Și anume această două mânere pentru porți, încă arde. Și după cum ați putut vedea, am și transformat un cleaște normal în cleaște pentru profil rotund. Are două profile perpendicular și paralel cu cleaștele. A fost un cleaște normal, mult mai robust. Dar eu l-am transformat pentru că mă chinuie foarte tare. Am doi care sunt mai pentru tablă, cuțite sunt ok, dar nu pentru profile rotunde, pătrate și așa mai departe. Și cu ocazia asta l-am și transformat, dacă tot am pornit forja. Deci, aceste două mânere și o să vedeți și pe ce o să fie puse. Vă mulțumesc și mă bucur că ați stat până acum. N-am mai făcut un video de 4000 de abonați, dar un pic cu întârziere, la mulți ani și la cât mai mulți abonați. Bun, pentru proiectul ăsta am forjat aceste mânere. Prins cu cuie pentru potcovit. Bine, asta e așa de amuzament. Da? E ok, că nu am vrut să pun șuruburi pe ceva forjat, ci ceva asemenea. Mereu a făcut ceva improvizat, dar nu prea mai am timp. Încă n-am ajuns așa avansat să fac și balamaua. Astea le-am cumpărat, e ceva mai unicat. Un aparat unicat, dar nu-i întâlnit așa ca și altele. Am polizat același tip de șuruburi ca să le pot vopsesc cu negru. Polizate, mai micuțe, mai interesante. Am făcut acest proiect pentru cineva și am gândit să fac ceva frumos. Asta a ieșit un pic mai interesant, urâțica. Și la spate cum ar veni și asta mi-a ieșit chiar frumos. Mi-a ieșit frumos și am pus-o pe fațadă. Mai forjat, să vedeți aici. Și astea. Dar n-am făcut nicio filmare. Pentru că n-am fost sigur de design. A fost ceva improvizații. Asta o să fie o parte care e fixă. Bine, și asta mobilă, dar partea fixă și asta partea care o să fie cel mai frecvent folosită. Salut și ca întotdeauna nu uitați de like dacă v-a plăcut, abonați-vă și lăsați o sugestie, un comentariu, ceva, numai bine.